5 oameni au murit în timpul furtunii foarte puternice care a lovit coasta de est a Statelor Unite ale Americii. Regiunea cuprinsă între statele Maryland și Maine a fost afectată de vânt puternic, ploi și ninsori. Rafalele au depășit 100 de kilometri pe oră și au culcat la pământ zeci de linii de înaltă tensiune, inclusiv în Washington. Specialiștii vorbesc despre un așa numit ciclon bombă. Peste 1,5 milioane de oameni au rămas fără electricitate. Traficul feroviar între Washington și New York a fost suspendat și sute de zboruri au fost anulate.